vreau să vorbesc despre două cărți scrise de doi autori complet diferiți, care în aparență n-au nicio legătură unul cu celălalt. Vorba de Gabriel García Márquez și cartea se cheamă Un veac de singurătate și e vorba de Franz Kafka, celebra novelă Metamorfoza. De ce m-au marcat cărțile astea pe mine? Odată pentru că Márquez m-a introdus într-un univers care nu știam că există. Un univers extrem de lent, un univers magic, universul frazelor care nu se mai terminau. Și după aceea vorbim de celălalt autor care m-a apropiat foarte tare de teatru. Kafka este, după mine, unul dintre cei mai teatrali scriitori. Nu întâmplător s-au făcut după el atâtea ecranizări, atâtea spectacole de teatru. Și se poate cineva întreba ce legătură este între asta și mine. E bine, suntem foarte similari, pentru că există acest mix între realitate și vis, între timpul care nu are valoare și, de fapt, extrema lui importanță, sunt lucruri care ne caracterizează.